Domnul Dumnezeu să binecuvânteze pe toți. Amin. Ultima dată, ce drept, nu de mult am fost la dumneavoastră și erați în deplasare. Mă vorbesc în termeni fotbalistici pentru bărbați, că înțeleg mai bine. De data asta sunteți acasă. Și întotdeauna acasă este mai bine. Mă bucur că Dumnezeu v-a ajutat să încheiați cu bine procesul de renovare, să vă puteți bucura de ceea ce ați reușit să faceți. Și mă rog ca să aveți parte de multe zile binecuvântate, de multe momente înălțătoare în prezența Domnului în locul acesta. Și pentru că am prilejul și bucuria că în această seară să predic cuvântul lui Dumnezeu, o să vă rog să mă însoțiți în a urmări citirea cuvântului lui Dumnezeu și dacă aveți la dumneavoastră Sfânta Scriptură, de asemenea vă rog să o deschideți împreună cu mine. O să citim un pasaj scriptural care se găsește scris în Epistola lui Iacov, capitolul 3, începând cu versetul 13 și mai apoi, în continuare de la capitolul 4, vom citi primele trei versete, pagina în Sfintele Scripturi 1189. Epistola lui Iacov, capitolul 3, începând cu versetul 13, cuvântul Domnului spune așa: Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră, și am să folosesc un sinonim și un neologism ca să înțelegem mai bine acest cuvânt arhaic, invidia amară și un duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu vă mințiți împotriva, și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este invidie și duc de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. De unde vin luptele și certurile dintre voi? Și asta este o întrebare la care vreau să cugetăm în seara asta. Și răspunsul lui Dumnezeu este că nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, invidiați și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Înainte să vă reașezați în prezența lui Dumnezeu, eu obișnuiesc să stimulez frații să le trezesc interesul și apetitul pentru mesajul care urmează să fie expus. Știu că mă cheamă Dorel, nu e un nume prea fericit, nu-i asocia cu prea mari realizări în România, mai mult cu gafe, dar vă rog să aveți puțină încredere în mine. Știu, Biblia tot spune blestemat să fie omul care se încrede în om, dar credeți-mă, de data asta preț de un minut să mă ascultați în ceea ce vă rog. Vă rog să vă uitați la celul care este lângă dumneavoastră, să întinzi o mână și să-l saluți în modul acesta. Nu te mai certa. Nu te mai certa. Nu te mai certa. Și acum, într-un mod foarte pașnic, vă invit să vă reașezați în prezența Domnului. Cel mai bun critic vestimentar al meu este soția mea. Și mi-aduc aminte că în urmă cu ceva timp eram foarte stresat, lucram la o predică, culmea despre problema conflictelor. Era sâmbătă pe la amiază și îmi zice soția: da, auzi, nu vezi că acum au venit primăvara? Zic: și? Du-te și scumpără, te rog, o cămașă din aia mai subțire, mai de primăvară, chiar, uite, trebuie să-ți iei una. Și am zis: ok. M-am dus acolo la noi în Orade, noi avem un mall de toate zilele, Lotus Mall, ăla e celebru și cunoscut. Țin minte că m-am dus acolo, eu sunt foarte stângaci când vine vorba de shopping, de cumpărături, de regulă îmi fixez o chestie în cap și cu aia mă duc, dacă nu mă dezorientez.
Și mi-am propus, ok, vreau o culoare de culoarea cutare, o cămașă de culoarea cutare, acolo mă duc. M-am dus la un magazin, nu-i dau reclama, Zara, și țin minte că m-am dus acolo să-mi caut o cămașă. Acum, vă dați seama că e foarte greu să te hotărăști, bă, e simplu când ai 4 cămăși, dar când ai 25, efectiv nu mai știi unde să te uiți. Și eram acolo foarte dezorientat, ca și GPS-urile pe drumurile României, mă tot uitam, bă, unde și ce să cumpăr, eram tare derutat. Dar în timp ce mă uitam acolo, cu coada ochiului, pentru că noi avem și bărbații, să știți, privirea periferică, nu numai femeile. Țin minte că am văzut o apariție, și anume un cuplu, un el și cu o ea. N-avei cum să nu-i remarci, pentru că în momentul în care au intrat în magazinul acela, era așa o imagine total diferită. Se țineau de mână amândoi și mergeau foarte așa gale, încet de tot, cardeleanul, foarte încet. La un moment dat se uitau împreună la haine și ea îi spunea lui și el îi spunea ei, honey, așa își vorbeau, adică dulceață, iubire, termen foarte frumos al minteri. Zicea, honey, ce zici de cămașa asta? Baby, nu știu, mă mai gândesc, uită-te, foarte fain, discuții. Acum, n-ai cum să nu observi, eu eram frustrat că nu găseam cămașe, că habar n-aveam ce să-mi iau, dar eu auzeam pe ăștia ce fain vorbeau unul cu altul. La un moment dat, țin minte că s-au apropiat de zona aceea unde eram și eu și vorbeau așa de frumos. Și în mintea mea m-am uitat la ei puțin, mă zic, ce fain să înțeleg ăștia. Se țin de mână, vorbesc atât, el e atât de înțelegător, eu nici nu mă pot duce cu soția la cumpărături. Du-te, domnul cu tine, mă sun peste 4 ore jumate când ai terminat. Ăsta avea răbdare, era foarte liniștit, tandru, n-o lăsat de mână pentru nimic în lume. Totul a fost ok, vreo 3-4 minute, până când lui îi sună telefonul. Sună telefonul, se uită la ea, se uită la telefon. Și ea, numai puțin. Da, când? M-am prins că era o invitație. Câți? De seară? Avem echipă. Mi-am dat seama că îl chema cineva la fotbal. Sigur avem echipă, la ce teren? Ia, nu te gândești, nu, numai puțin, dragă, dar vin! Și-a închis telefonul. În momentul ăla n-am putut mai să mă uit la ei, pentru că știam că încep prelungirile. Oameni buni, și-a început ea, unde te duci, mă? Nu mai era honey, nu mai era dulceață, nu mai era iubitul. Unde te duci, mă? Draga mea, dar știi, m-o chema băieții la fotbal, noi avem... Nu te duci, mă, nicăieri. Dar, dragă, dar i-am promis. Ce-ai promis? Tu te-ai mai întrebat pe mine? Nu ți-am făcut semn că nu te... Bă, tu nu te duci... Tu ai auzit că nu te duci nicăieri. Dar, dragă, dar le-am promis. Bă, tu nu te duci nicăieri, ai înțeles? Oameni buni. Tot magazinul eu uiteam la ei. Acum e jenant puțin să stai la 2 metri de un cuplu care se ceartă, dar eu aveam nevoie de ilustrație la predică, că mai bine îmi prindea. Că eu tocmai mă pregăteam despre conflicte și zic, mă, asta e bună de ilustrație ceva. Și stăteam, vreau să vă spun, după 3-4 minute s-au ajuns. Dar m-am săturat, dar mai lasă-mă în pace. Și au început reproșurile. Dar eu cât i-am făcut pentru tine? Eu tot timpul tot te înțeleg, tu nu mă înțelegi niciodată. Și ceva, m-am săturat, lasă-mă. L-au aruncat de mână. Pleacă. S-au ajuns la animale, de la dulceață și iubire, s-au ajuns niște animale mari. Știți, românești. Ești un, mă rog, și l-au făcut în toate felurile și da, dragă, da. Era un spectacol pe cinste. Știți, după 5 minute toată cearta asta intensă ca o furtună de vară s-a terminat în felul următor. Ea a ieșit pe stânga, el pe dreapta. Ca pe vremuri, dacă vă aduceți aminte, când s-a rupt USL-ul, cam așa au fost. Unii pe stânga și unii pe dreapta. Și știți, m-am dus acasă și mă gândeam pe drum așa, bă, cât de fragilă e pacea între oameni. Cât de ușor trecem de la iubire, la... Cât de ușor oamenii trec de la armonie, de la pace, de la bucurie. Și după 3 minute e război de gherilă în casa aia. Pentru că, dragii mei, pacea e un lucru foarte fragil. Ăsta este adevărul.
Sunt atâtea conflicte dacă stăm să ne uităm între oameni. De exemplu, sunt clasicele conflicte în familie. Dacă vreți, între bărbați și femei, între soț și soție, sunt foarte multe conflicte și apar de la temirce de foarte multe ori. Există conflicte, mai apoi gândiți-vă, la nivel de familie, între părinți și copii, între soț și soții sau și mai în context românesc, între gineri și soacre. Acolo avem din belșug. E adevărat că asta l-a determinat pe un teolog să facă o afirmație interesantă. El a ajuns la concluzia că Adam și Eva au fost cei mai fericiți oameni de pe fața Pământului, pentru că nu au avut socri. Și nu putea să aibă element de comparație să-i spună Adam lui Eva, auzi, tu când vorbești așa, ești exact ca socră ta. Știi? Nu putea, ești exact ca maică ta, putea să zică, n-avea termen de comparație. Bun, îți conflicte, uitați-vă mai apoi, dragii mei, și asta le putem observa, conflictele intergeneraționale. La ce mă refer? Uitați-vă și aici în biserică și nu numai, în societate. Există de regulă cel puțin două generații, cam în orice familie sau chiar în orice biserică. Există generația ziarului și există generația TikTok, Facebook și Instagram. Există o generație care au crescut cu ziarul în mână, eu o numesc generația ziarului, și există generația rețelelor de socializare. Și de foarte multe ori, ascultați-mă, sunt atâtea conflicte între generații. Adică părinții le zic copilor, bă, dar voi în ce lume trăiți? Și copiii zic, voi habar n-aveți în ce lume trăim noi. Și există de foarte multe ori replici de genul, mamă, tată, tu habar n-ai cum e lumea de astăzi. Tu habar n-ai cum e astăzi să fii fată sau să fii băiat. Și de foarte multe ori, pentru că noi pornim de la premisa că nu ne putem înțelege unii pe alții, există foarte multe conflicte intergeneraționale. Avem de asemenea din plin și acum de ieri avem conflicte politice, o să avem din plin, că vine toamna, se destram alianțele, încep duelurile și avem stânga cu dreapta și mijloc, nici nu mai știm nici noi care cum îs. Dar încep conflictele, pentru că, dragii mei, între oameni vor exista și sunt conflicte. Apropo, la locul de muncă există foarte multe conflicte. Am citit un studiu care spune că 70% din oameni care muncesc nu le place locul de muncă. Știți din ce motiv? Nu neapărat din pricina stimulentului financiar, din cauza salariului. În proporție de 70%, oamenii sunt nemulțumiți de locul de muncă din cauza anturajului, din cauza colegilor de la locul de muncă. Unii ar prefera, ascultați-mă, ca să aibă pace, chiar să câștige mai puțin. Pentru că dacă ești într-un mediu tensionat, dacă există un mediu conflictual, nu-ți face plăcere, nu poți să dai randament. Dar de asemenea, dragii mei, pentru că trebuie să fim rezonabili și Biblia vorbește despre asta, Iacov vorbește despre asta, există conflicte uneori și la nivel de biserici. Și, dragii mei, mie ce îmi place în cuvântul lui Dumnezeu este că Biblia niciodată nu fardează adevărul, ne spune verde în față așa cum sunt lucrurile. Dumnezeu, dragii mei, n-ascunde lucruri. Dumnezeu, de exemplu, uitați-vă în viața lui David, îi spune și părțile bune și părțile mai puțin bune. Și dacă veți uita cu atenție, Apostolul Pavel scrie unor biserici pe care le-a plantat și scopul pentru care îi scrie în mod special este să rezolve niște conflicte care apar în biserică. De exemplu, în Corint sunt 4 partide. În Filipii sunt 2 femei, Evodia și Sintichia, care fac probleme și divizează biserica. În Galatia, dragii mei, spune în capitolul 5 cu versetul 15, dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, vă dați seama ce părtășie era acolo. Mai mult de atât, avem celebrul caz în Efeseni, în care Pavel îi îndeamnă la unitate și îngăduință, dacă citim capitolul 4 cu versetele 1 la 3. De asemenea, avem un conflict care apare între Pavel și Barnaba din pricina lui Ioan Marcu, nu de la principiu, ci de la o persoană. Și veți vedea, dragii mei, că există foarte multe conflicte. În cartea Iacov, în textul pe care l-am citit aici, se vorbește despre cel puțin 4 nivele de conflicte. Unul din ele este un conflict lăuntric. Versetul 1 spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Și fiți atenți unde este primul conflict. Spune, de unde vin luptele și certurile dintre voi? De unde vin? Nu vin oare, spune, de unde? Din mădularele voastre care se luptă în... Nu, din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre. Primul conflict, dragii mei, este unul lăuntric. După aceea este unul exterior, se exteriorizează. Și spune versetul întâi, prima parte, de unde vin luptele și certurile între voi. Mai mult de atât, dragii mei, aici se vorbește și despre o vrăjmășie, un conflict cu Dumnezeu. Spune în versetul 4, suflete preacurvare, nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu cine?
Te aduce în conflict cu Dumnezeu. Deci există un conflict lăuntric, e un conflict exterior între noi, există chiar un conflict în care noi putem să fim cu Dumnezeu din cauza păcătoșeniei noastre. Și de asemenea, dragii mei, există un conflict, versetul 7, împotriva celui rău. Spune aici cuvântul Domnului, supuneți-vă darului Dumnezeu și ce faceți? Împotriviți-vă diavolului. E un conflict. Sunt, dragii mei, lupte pe care le avem de dat, dar în această zi, dragii mei, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu și pe lucrurile pe care le-am descoperit aici și le vom descoperi pe mai departe, vreau să vin înainte dumneavoastră cu un mesaj sugestiv, exact cum v-am îndemnat să vă salutați. Nu te mai certa, frate. Asta este mesajul, sper, nădăjduiesc, sugestiv, prin care vreau să ne vorbească Dumnezeu. Nu te mai certa, frate. Și o să vedem patru motive de ce nu-i bine să te cerți. Primul din ele, dragii mei, este următorul, un prim argument aici. Conflictele, ascultați-mă, dintre noi sunt cauzate de conflictul dinăuntru nostru. Este ceea ce anticipam mai de mână. Conflictele, dragii mei, dintre noi, adică dacă doi oameni ajung să se certe, de fapt spune cuvântul lui Dumnezeu, știi unde e rădăcina? Problema nu e exterioară. Noi vedem de foarte multe ori, dragii mei, efectul, dar cauza, spune cuvântul lui Dumnezeu, doi oameni ajung să se certe pentru că la nivelul lor lăuntric există o tensiune, există un conflict. Și asta spune Iacov, nu vin oare certurile și luptele dintre noi, nu vin oare, versetul 1, nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? De acolo încep toate conflictele. Conflictele nu încep, dragii mei, de la doi oameni care se ceartă și încep să ridice tonul. De fapt, conflictele pornește întotdeauna dinăuntru nostru. Și știți de ce? Pentru că în noi, spune cuvântul lui Dumnezeu, că există un conflict. Între ce? Între firea pământească și între Duhul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este clar reliefat de către Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 5, cu versetul 16. Zic, dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți ce? Uitați-vă antiteza, Duhul versus ce? Poftele firii pământești. Căci, fiți atenți ce se întâmplă, firea pământească ce face? Poftește! Firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri cum? Potrivnice, sunt în conflict, sunt antagonice unele altora. Și spune, așa că nu puteți face tot ce voiți. Pentru că ascultă-mă ce spun, în lăuntrul meu, în lăuntrul oricărui om care spune că îl cunoaște pe Dumnezeu, există un conflict deschis și permanent între firea pământească și între Duhul lui Dumnezeu, care Dumnezeu l-a pus în mine. Și în momentul, ascultă-mă ce spun, în momentul în care firea pământească domină partea duhovnicească, ajungi să te ceri cu cei din afară. De aici încep toate conflictele. Și de aceea noi trebuie să fim foarte atenți în această zi, dragii mei, la lucrul acesta, pentru că sunt aspecte în care pot să degenereze foarte, foarte, foarte rău. În momentul, ascultă-mă ce spun, în care ești dominat de firea pământească, vei ajunge să intri în conflict cu cei din exterior, cu cei din casa ta, cu copiii tăi, cu soțul tău, cu soția ta, cu uneori frați din biserică, cu vecini de-ai tăi, cu oameni din societate. Și știi de ce? Pentru că firea pământească te face să nu te gândești la ceilalți, ci doar la tine. Doar la tine. Pentru că ție nu-ți mai pasă de ceilalți, ci îți pasă numai de tine. Și normal că oamenii văd că ești un egoist și că îți pasă numai de tine. Că tu mi-ai pe deviza Ludovica XVI, după mine potopul, nu mă interesează, voi face ce vreți, eu să mă simt bine. Și asta te aduce în conflict cu alți oameni. De ce? Pentru că firea pământească domină asta. Te ajungi să-i folosești pe ceilalți pentru a obține tot ce dorești. Și ce faci? În momentul în care firea pământească te conduce, vei ajunge să te raportezi la oamenii din jurul tău, știți ca la ce? Ca la niște obiecte prin care vrei să-ți atingi interesele și nimic mai mult. Pentru tine nu mai sunt ființe umane, pentru tine ăla nu mai fratele tău, pentru tine nu mai sora ta în Hristos, pentru tine nu mai omul pentru care a murit Hristos, pentru tine nu mai ai nicio valoare. Și de ce? Pentru că vrei să obții ce-ți dorești și îl folosești. Și oamenii, dacă doare ceva, dacă rănește ceva mult, e momentul în care te simți folosit de cineva. Și asta duce la conflicte.
De ce? Pentru că firea pământească domină. Și atunci, dragii mei, când firea pământească domină, ajungem la conflicte cu alții din exterior. Știți de ce? Pentru că îi vom privi de multe ori ca pe niște concurenți, ca ei trebuie eliminați, nu ca pe niște parteneri. Inclusiv la nivel de biserică. Cine cântă mai bine, oglindă, oglinjoară, cine e cel mai talentat din biserică, cine e cel mai înzestrat, cine e cel mai spiritual, așa îi vom privi pe ceilalți. O spun cu durere și cu regret, am participat la atât de multe conferințe și slujbe în care am întâlnit grupuri care cântau și tot ce îi motiva pe oameni să slujească era, bă, să fim mai tare ca ăștialalți. Noi am cântat, bă, așa că am fost mai bun ca ei. Auzeam discuții după ce cântau. Oameni buni, vreau să înțelegem astăzi cât de amplu este lucrul acesta. Poftele noastre, zice Pavel, Iacov zice, poftele care sunt înăuntrul nostru pot să aducă la conflicte cu cei din jurul nostru. Trebuie să vă mărturisesc, poate nu mă pun în postura cea mai bună, dar spovedania, mărturisirea întotdeauna face bine și dacă e și publică, e și iertată. Eram în facultate și niciodată la noi la București, la institut, mâncarea nu ne ajungea. Studenți și săraci, asta e o paradigmă întotdeauna. Eram așa de rupt de foame câteodată că nu mai știam de unde să facem rost de mâncare. Mi-aduc aminte că eram în sesiune, aveam un examen important la Vechiul Testament și eram împreună cu un coleg de cameră, Petrică îl cheamă, și stăteam amândoi rupți de foame la două noapte. Băusem cafea să putem citi, dar ne rodea stomacul de foame. Și la un moment dat, în timp ce noi stăteam, nu mai puteam să citim, nu se mai legau rândurile, nu mai puteam să asimilăm nimic, Petrică, rupt de foame, zice, bă, Dorel, trebuie să facem ceva, mă, nu se poate, murim de foame. Problema era că totul era închis, până la 8 n-aveai voie să ieși de la institut. Și ții minte că am ieșit amândoi, cum eram rupți de foame, am ieșit pe holul institutului, etajul 2, și am văzut un frigider în capăt. Erau acolo două camere, camera 27 și 28, care aveau un frigider, și ăștia și-au cumpărat un frigider și l-aveau în capătul holului. Și când am văzut frigiderul, ne-am uitat la el. Și acum a doua întrebare a fost, bă, ce-o fi în frigiderul ăla? Eram rupt de foame. Petrică, Dorel, hai să... Bine, îl bag pe Petrică, cred că eu l-am chemat mai tare. Și ne-am dus până la frigider. Bă, numai să ne uităm așa, nu, că na. Și ne-am uitat la frigider, am deschis ușa, s-a luminat fața toată. Și printre alte chestii am văzut o arătare gastronomică. Era o cutie mare de tot, plină cu șnițele. Nu vă puteți imagina la două jumate noaptea rupți de foame, doi studenți care văd o cutie plină cu șnițele. Închidem înapoi, Petrică îl închide. Da, îl închidem. Bă, da, nouă ne foame. Petrică, știu, dar nu e al nostru. E adevărat. Hai să plecăm, ne-am dus în cameră, numai la șnițele ne stătea capul. Bă, ce facem? Ne ducem înapoi, iară deschidem, iară închidem, iară deschidem, iară închidem. Deja ne era foame, dar cât o deschideam și închideam. Mă, ce facem? E 3 dimineața deja, suntem rupți de foame. Și zice Petrică, Dorel, am o idee. S-a dus în cameră, eu l-am așteptat și a venit cu o foaie, așa. Ce ai acolo? Un verset din Biblie. Ce cu el? Dorel, hai să mâncăm. Mă, nu, băi, Dorel, ia și mâncă. Am luat eu, o rup și el. În 5 minute s-au evaporat toate șnițele și era o cutie goală. Nu acum să vezi, nu e al nostru. Și bă, ce-ai scris acolo? Și scoate Petrică, n-o să uit niciodată o foaie al Domnului Pământul cu tot ce-i pe el. Asta le punem acolo, Domnul să-i binecuvânteze. Atât am mâncat de bine că am adormit pe loc. Cred că luat și notă mică la examen, că n-am mai putut învăța, am mâncat prea mult. Acum a fost fain momentul, dar dimineața am auzit un student urlând. Cine mi-a mâncat șnițelele? Aoleu-i bai! Țin minte că a venit colegul ăsta al nostru, dintr-un an mai mare, a venit la capelă și a spus așa, dacă până de seară cei care mi-au mâncat șnițelele, vreau să fac un anunț, eram la capelă toți, dacă până de seară ăla care mi-a mâncat șnițelele nu vine să spună, să mărturisească, zice, îi bai! Aoleu! Mă, dacă îi spunem, îi bai și de noi, ce facem? Seara, țin minte că aveam capela de seară, o venit înapoi și o zis așa,
dacă nu vine până să termină în seara asta capela, dacă nu vine să mărturisească, vreau să știți că voi suna un proroc și o să-l descopere. Ne-am speriat, am zis gata, ne mai și ne mărturisim. E ce vreau să vă spun este că a fost foarte supărat pe noi omul ăsta. Știți cât o trebuie să-l împăcăm? Că o trebuie să-i cumpărăm o găleată de la KFC din aia cu aripioare. Așa numai ne-am împăcat cu el. Dar mi-am dat seama, vedeți dumneavoastră, poftele noastre, uneori care nu le mai putem, nu le putem controla. Și ce fac? Ajung să ne aducă în conflict cu alții. Uneori le poți rezolva cu o găleată la KFC, alteori nu le poți rezolva, pentru că sunt situații mai grele. Când un om este manipulat și folosit de tine, pentru că tu vrei să-ți atingi interesul, vei ajunge în conflict cu oamenii ce... Nu te mai certa, frate. Un alt motiv pentru care vreau să ne uităm atent la expresia asta este următorul, dragii mei. Pentru că, ascultă-mă, conflictele dintre noi ne afectează cererile cu care venim înaintea lui Dumnezeu. Și asta trebuie să te intereseze mai mult. Ascultă-mă ce spun. Conflictele dintre noi, faptul că eu sunt certat cu cineva, faptul că nu mă înțeleg cu cineva, faptul că sunt într-o situație conflictuală cu cineva, îmi afectează, știi pe cine? În primul rând, pe mine. Îmi afectează cererile cu care vin înaintea lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că în momentul în care eu sunt certat cu cineva, voi avea o stare nepotrivită. O să o am o stare nepotrivită. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, Isaia capitolul 1 cu versetul 10, spune acolo, și zice, când vă întindeți mâinile, spune Dumnezeu acolo, zice în felul următor, când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Pentru că între voi există conflicte, spune mai departe Isaia în capitolul 1, pentru că între voi există certuri, vă ciorăvăiți unii cu alții. Și spune Dumnezeu, oricât de mult ascultați, oricât de mult te-ai ruga, oricât de mult ai postit, și ce spune Dumnezeu? Eu nu te ascult. Pentru că tu ești certat. Certurile dintre noi, dragii mei, mi-afectează cererile cu care vin înaintea lui Dumnezeu. Știi de ce? Pentru că sunt într-o stare nepotrivită. Și în Matei capitolul 5 cu 23, Domnul Iisus Hristos, vă rog să fiți atenți, e în nordul Israelului, în ținutul Galilei, lângă Marea Galilei, în Cezarea lui Filipi. Și Domnul Iisus, printre altele, spune ucenicilor și ne spune și nouă, atenție, zice, dacă te duci la altar să te închini și ți-ai adus aminte că ce? Că cineva are ceva împotriva ta, că cineva e în conflict cu tine, că ai deranjat, că ai ofensat, că ai supărat pe cineva. Și auzi, zice, dar lasă-ți șefă acolo. Rămâi la biserică, roagă-te, predică și după aia du-te și te împacă cu el. Nu, Dumnezeu spune, știi ceva, e foarte interesant, dragii mei, noi știm că închinare e un lucru extraordinar de important, dar ascultă-mă ce spune, în ochii lui Dumnezeu, reconcilierea, împăcarea e mai importantă decât închinarea. Dumnezeu spune, împacă-te și după aia vină și te închină. După aia vină și ridică mâini spre cer și spune că Domnul e bun și cântă și laudă. Du-te și te împacă cu omul ăla dacă vrei să te împaci cu Dumnezeu. Asta ne spune Dumnezeu, zice, lasă-ți darul la altar. Oameni buni, în vremea respectivă era un singur altar la care evreii se închinau și era la Ierusalim, la templu. Știți cât e distanța de la Cezarea lui Filip până la Ierusalim? Numai linie dreaptă, 120 de kilometri. Pe vremea aceea, cu un drum șerpuit, cu urcări și coborâri și denivelări, era un drum de cel puțin 4 zile. Și ce spune Dumnezeu? Dacă te-ai dus la biserică, dacă te-ai dus la altar și acolo în timp ce faci închinare și worship și cânți și îți aduci aminte, bă, cineva are ceva cu mine, am greșit, l-am supărat pe cineva. Și ce spune Dumnezeu? Lasă-ți darul, du-te 4 zile pe jos, că pe vremea nu erau telefoane, du-te 4 zile pe jos. Spune, iartă-mă și după aceea vin înapoi. Încă 4 zile și după aceea vin și te închină dacă vrei să se primească Domnul închinarea. Că ascultați-mă, putem să plângem, să facem, să ne rugăm, să vorbim în limbi toți aici. Dacă ești iertat cu cineva și nu ți-ai făcut partea pe care Dumnezeu spune să o faci, Dumnezeu nu primește o astfel de închinare. Și nu vi se pare ciudat și trist să mă rog degeaba? Să postez degeaba? Pentru că Dumnezeu spune clar, nu primesc o astfel de închinare. N-am să uit niciodată un moment, eram la o conferință de tineret și înainte de sesiunea a doua în care i-am provocat pe tineri să vină la rugăciune, să mă rog personal pentru ei. Mi-aduc aminte că, cred inspirat de Duhul Domnului, am zis în felul următor, înainte să ne rugăm Domnului, vreau să faceți un lucru. Și am zis, toți care aveți la voi telefonul, vă rog să mi-l arătați. Toți au ridicat telefonul sus. Și am zis, vreau să vă spun un lucru.
Dacă există cineva cu care ești iertat, dacă există cineva pe care l-ai ofensat, dacă există cineva cu care ești într-un conflict, ascultă-mă ce spun, pune mâna pe telefon, ai dezlegare de la mine, facem pauză 5 minute, punem un fundal muzical, pune mâna pe telefon, sună și scrie. Când m-am trezit că spun lucrurile acestea, am zis, bă, ce am făcut? Pentru că mi s-a părut că am zis ceva probabil prea deplasat. Cine acum să pune în biserică să sune, mamă, iartă-mă? Așa am crezut eu. Am asistat însă la o scenă care m-a emoționat până la lacrimi. Am văzut zeci de tineri. Unii au ieșit afară la telefon în lacrimi. Cereau iertare părinților, cereau iertare unor frate. Scriau mesaje, sunt în biserică, iartă-mă. Știți ce s-a întâmplat? După momentul acela, 5 minute în care și-au cerut iertare, telefonic, o sunat, uite, te rog frumos să-mi ies, vreau să terminăm, vreau să ne împăcăm. După aceea s-au întors înapoi toți în biserică și am început să ne rugăm. Dintre toate probabile experiențele mele la ser și am fost la multe conferințe de tineret, niciodată n-am simțit o asemenea revărsare a prezenței lui Dumnezeu. A urmat o oră și jumătate aproape de rugăciune, două, aproape necurmate, lacrimi, tine care au căzut cu fața la pământ sub puterea Dumnezeu. Pentru că mi-am dat seama, dragii mei, ce înseamnă să faci ce spune Dumnezeu. Nu te mai certa și de ce? Pentru că, ascultă-mă, conflictele dintre noi ne afectează cerul care venim înaintea lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care ești într-o stare de conflict, numai că ești într-o stare nepotrivită, dar ascultă-mă, vii cu cereri nepotrivite. Știi că atunci când nu ești într-o stare potrivită, vii cu cereri nepotrivite. De ce? Vă dau un exemplu. În Luca, capitolul 9, spune cuvântul Domnului că la un moment dat Iisus Hristos le spune ucenicilor, mergeți prin Samaria și spuneți că vreau să rămân peste noapte, să găzduiesc aici. Și s-au dus, spune Biblia, ucenicii, mai ales Petru, Iacov și Ioan, fiii tunetului. Spune Biblia că s-au dus într-un sat al samaritenilor și au spus, învățătorul vrea să rămână aici peste noapte. Și samaritenii ce au zis? Pleacă-mă de aici, nici vorba, la noi nu stă. Atâta le-a trebuit la cei doi. Au venit ăștia la Iisus și ce-au zis? Învățătorule, cine e ăsta? Ioan, fiul iubirii. Ăla cu preiubiților. I-o sărița îndurașul lui Ioan. Și ce-au zis Ioan? Învățătorule, samaritenii ăștia, pe noi, să nu ne primească pe noi, pe apostoli? Învățătorule, vrei să poruncim acum să cadă foc din cer? Și ce-a zis Iisus? Wow! Așa, da, nu ăștia sunt penticostalii mei. Unde sunteți? Că de mult v-am așteptat. Să cadă foc din cer? Na. Și ce-a zis Dumnezeu? Nu știți? Ascultă-mă, te-a enervat unul rău săptămâna asta. Te-a culcat pe bătătură. Ești nervos, ești certat. I-ai zis și tu câteva. I-ai dat mesaje. Că și ție îți merg mâinile pe tastatură. Și vii la biserică și ți-l aduce aminte. Și zice, Doamne, fă-mi dreptate! Doamne, lucrează! Doamne, fă! Așa! Și uneori Dumnezeu spune, hei, liniștește-te, tu nu știi? Știți că există oameni care se roagă cu lacrimi intens și cer de la Domnul să facă nu știu ce, pentru că e o problemă cu nu știu cine. Și noi nu știm, pentru că suntem nervoși, pentru că ni cap s-a pusă, pentru că ne-o sări nervii ca popcornul și noi ne rugăm. Și Dumnezeu spune, tu nu știi de ce duh ești călăuzit. Lasă-o mai încet. Abraham Lincoln era în plin război civil. Oameni buni, știți, uneori și pastori au de învățat de la președinți. Abraham Lincoln, la un moment dat, a convocat o întâlnire de rugăciune. Și au zis, vreau să veniți să ne rugăm aici la mic dejun, să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze. Și au zis, s-a venit un pastor acolo la micul dejun cu președintele și au zis, o dat un motiv de la fain de rugăciune. Fraților, au zis, domnule președinte, ne vor ruga Domnului acum ca Dumnezeu să fie de partea noastră în războiul ăsta, să câștigăm, să învingem. Foarte interesant. Abraham Lincoln s-a uitat la el și a zis, foarte interesant. O zis, fii atent, zice, noi îi cerem lui Dumnezeu să fie de partea noastră. Ăia alți, și ăia să roagă și acum, ci cer lui Dumnezeu să fie de partea lor. Cum e acum? Și a zis, domnul pastor, zice, eu aș sugera cu tot respectul, nu mă bag în jobul tău, dar o zice, eu aș sugera totuși să ne rugăm ca noi să fim de partea lui
Dumnezeu. Când ești iertat cu cineva, și cum le-ai trage pe Domnul la tine pe proprietate? O, da, vino, Doamne, să tăbărască garda ta de îngeri, să fie aici și să-i trimiți după aia acolo cu sabia peste noi. Haideți să ne rugăm Domnului, dragii mei, să fim noi de partea Domnului. Amin? Domnul să ne ajute la asta. Nu te mai certa, frate. De ce? Pentru că am văzut că conflictele din înăuntrul nostru produc conflictele cu cei din exterior. Conflictele dintre noi ne afectează cerile și postești uneori degeaba și te rogi degeaba. Pentru că ai o stare nepotrivită, pentru că ai cereri nepotrivite. 3. Conflictele dintre noi, de ce să nu ne certăm? Pentru că, ascultați-mă, frați și surori, conflictele dintre noi sunt exploatate de dușmanul nostru comun, care este diavolul. Nu există, ascultați-mă, situație mai fericită pentru cel rău decât ca doi creștini să se certe. Pentru că îi facem treaba. Nu o să niciodată ce a zis un frate păstor, eram la o conferință undeva la Poiana Brașov și pastorul Morris din Texas a zis, fraților, zice, la noi a fost o mare trezire spirituală în biserică. Și erau lupte puternice spirituale, dar Domnul a dat biruință. Și a venit la mine o soră în vârstă și a zis, frate Morris, îmi imaginez, zice, că tare mult să luptă diavolul să te lovească. Și zice, am zis, soră, n-apucă! Da, frate, nu vorbi așa. Cum? N-apucă, soră! De ce? Păi la rând, tot timpul am 3-4 frați din biserică înaintea lui. Am înțeles. Pentru că de foarte multe ori, ascultați-mă, când noi ne certăm, dragii mei, când între noi există certuri și conflicte, ascultați-mă, noi facem lucrarea lui. Are de câștigat. Conflictele dintre noi sunt exploatate de dușmanul nostru comun, diavolul, când ne certăm. Am citit un lucru interesant. Există o specie de antilope în Africa, în zona savanelor, antilopele gnu. Și ce interesant, că acestea pot să atingă o viteză incredibilă de 80 de km pe oră. Atât atinge o antilopă gnu. 80 de km pe oră. Păi, oameni buni, leu n-are nicio șansă. Deci un fel de Usain Bolt pe lângă nu știu cine, puneți dumneavoastră. Deci n-are nicio șansă vreun leu vreodată să prindă o antilopă gnu în viteză. Știți când reușesc însă leii să ucidă foarte multe antilope gnu? Când într-o turmă, doi din ăștia berbeci se mai bată. Și se bag și sunt cornele acolo, știți? Și în momentul în care ăștia se ceartă, ei nu mai sunt atenți la ce? La pericol. Și vine leul și ia desertul și cina și prânzul la un loc. Asta să mă gândesc că imaginea asta, cumva din lumea savanelor, se transpune foarte bine în plan spiritual. Știți de ce? Când noi ne certăm, dragii mei, nu mai suntem vigilenți spiritual și cine are de câștigat întotdeauna și cine este? Diavolul. Aici, în Iacov, capitolul 3, ascultați, vorbește cuvântul Domnului despre un duh interesant. Noi suntem cu Duhul Domnului și vrem să fim plini de Duhul Sfânt, dar ascultați-mă, mai există și alte duhuri. Și spune cuvântul Domnului aici, dar cine dintre voi este înțelept și priceput, versetul 13, să-și arate prin purtarea lui ce? Bună, faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar, dacă aveți în inima voastră invidie amară și ce? Duh de ceartă. Există, ascultați-mă, există un duh de ceartă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că duhul acesta de ceartă, știți de unde vine? Nu-i de la Dumnezeu. Duhul acesta de ceartă, auziți, spune, înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci cum este? Pământească, firească, știți cum e? Drăcească. Și duhul ăsta, pentru că acolo unde este, versetul 16, acolo unde este invidie și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Cu alte cuvinte, ascultă-mă bine ce spun și o spun cu toată responsabilitatea. Dacă ești cuprins de un duc de ceartă, dacă ești ăla care îi sare țandura la orice, dacă ești un om conflictual, dacă tot timpul vrei să dai replici, dacă tot timpul vrei să fii mai deștept ca alții, nu te lași, Domnul, ăsta nu se lasă. El are argumente la tot. El ia Biblia uneori spre răstălmăcirea nebună a interpretării, dar numai să zică ceva. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dacă ai un astfel de duc de ceartă, știi de unde ăsta? Nu-i de la Duhul Sfânt. Duhul de ceartă e de la diavolul. Așa că cred că ar trebui să cugetăm atent. Dacă suntem oameni conflictuali,
Spune Dumnezeu, asta nu e de sus, e de jos. E trecească. Conflictele dintre noi sunt exploatate de diavolul, de dușmanul nostru comun. Știți care e baiul conflictele acestea? Că în loc să ne luptăm împotriva diavolului, ne luptăm noi împotriva noastră. Mai mult de atât, dragii mei, conflictele dintre noi se extind și la cei de lângă noi. Că vreau să vă spun cum e contextul. Dacă se ceartă doi frați, da, să zicem, automat, ascultați-mă, și soțiile se poziționează că nu, trebuie să țină parte la bărbat. Și deja avem nu doi, ci avem patru. Și acum ăsta are trei copii și ăla trei. Și vin și copiii, se pun baricadă. Nu, stați puțin, că nu ne oprim acei. Că după aia vin și rudenile, vin cuscri și cumnații. Și mai ajungem uneori la o situație de biserică. Și vine ăla cu ăla, cu ăla și ce se întâmplă? Dintr-o dată sunt două tabere. De la ce? De la doi oameni se ajunge la 200. Și ce face diavolul în momentul ăsta? Își ia popcorn și stă în tribune și urmărește meciul. Pentru că nu mai trebuie să facă nimic. Doamne, alungă duhul ăsta de ceartă. Și ultimul lucru pe care vreau să subliniez, nu te mai certa, frate. Și mai este un argument. Și de ce? Pentru că conflictele dintre noi se aprind foarte ușor, dar se sting foarte greu. Se aprind ușor, e suficient o vorbă, e suficient o replică, e suficient o vorbă tăioasă. Și sunt opornit. Se aprind ușor, dar se sting foarte greu. Se declanșează instinctual, dar se rezolvă numai spiritual conflictele. Știți cum încep? Știți cum se aprind conflictele? Tot Iacov ne spune în capitolul 3 cu versetul 5. Și ce spune omului Dumnezeu aici? Ascultați. De unde încep? Iacov, capitolul 3 cu versetul 5. Fiți atenți cum se aprinde un conflict. Tot așa. Și limba ce este? Un mic mădular. Și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic. Ce face? Aprinde și pădure mare aprinde. De acolo începe totul. De la o vorbă, i-am zis, frate, m-am descărcat, m-am răcorit. Tu te-ai răcorit, dar ai dat drumul la un incendiu. Încep ușor, se sting foarte greu. De la vorbe se ajung la fapte, de la fapte la stări de răceală de ani de zile. Foarte interesant, sunt un iubitor de istorie, am citit despre cel mai absurd război din istorie. Știți care este unul dintre cele mai absurde războaie din istorie? În 1249, ce vă spun eu în cazul, 1249, un soldat care păzea porțile din garnizoana de pază a orașului cetate pe vremea aia, Bologna, din nordul Italiei, a dezertat. A fugit. Și nu s-a oprit decât într-un oraș din apropiere, Modena. Acum, care e chestia? Ăsta a dezertat și a fugit din Bologna, a fugit la Modena. Ăia l-a primit. Numai că el, când a fugit, a avut cu el o găleată. Și a pus apă, probabil, pentru drum, ceva acolo. A ajuns în cetate, a intrat, ăia l-a primit. Ăștia din Bologna au trimis un emisar după câteva zile la Modena și au zis, oameni buni, am înțeles că a fugit omul nostru la voi în cetate. Să fie sănătos, pe noi lași și trădătorii nu mai, să rămână la voi. Dar e o problemă, când a plecat, a luat găleata. Și găleata e a noastră, a cetății. Vă rugăm frumos, respectos, să ne dați găleata înapoi. Ăia din Modena au zis, bă, ce-a intrat, la noi rămâne. Și soldatul și găleata. Aia din Bologna au trimis încă un emisar și au zis, ascultați-mă, noi revendicăm găleata, vă rog frumos să ne dați, păstrați-vă soldatul, dar dați-ne găleata, că e a noastră, dacă nu, veți suporta consecințe. Domnule, pleacă, noi nu dăm nimic, nici soldat, nici găleată. Și de acolo, ascultați, a început un război în toată regula. Război, știți cât a durat? 22 de ani. 22 de ani Modena și cu Bologna se ceartă. Război permanent timp de 22 de ani. După 22 de ani, au ajuns la pace. Și când au semnat tratatele de pace, au zis, bă, stai puțin să scriem aici în cronologie, bă, de la ce a început?
Și a pufnit râsul. De la o găleată? De la o găleată, un război de 22 de ani. Bă, stai și te întreb uneori, cum s-au ajuns ca unii oameni să nu-și mai vorbească de 10 ani? Și de ce? De la o vorbă. Dușmani pe generații. De la ce? De la 30 de centimetri de pământ? Conflictele dintre noi se declanșează foarte repede, e suficient o scânteie, limba aia pe care nu ți-o poți controla. Și se aprinde. Și focul are nevoie de combustibil și are nevoie de material și bar și argumentezi și vei să dovedești că ești mai tare, că ești mai deștept și se ajung la divorțuri și se ajung la situații conflictuale și se ajung la tensiuni și se ajung la diviziuni pe generații întregi. Se strică mărturia uneori într-o localitate pe zeci de ani. De ce? Pentru că aceste conflicte, dragii mei, încep de la lucruri mărunte și ajung la lucruri foarte mari. Și Pavel spune în Roman, capitolul 12, cu 18, dacă este cu putință, întrucât atârnă de cine? Mă, lasă găleata aia în pace, mă, fie și găleata ta, mai vrei, dacă vrei, îți dau încă și un butoi, numai să fie pace între noi. Bă, dacă spune acolo cuvântul Domnului, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Încercați să fiți oameni ai păcii, încercați să fiți ambasadori ai cerului. Și când e vorba, dragii mei, de lucrurile acestea, Biblia ne îndeamnă, ascultă-mă, un lucru interesant, fă tu primul pas, calcă-ți pe orgolii, orgolii n-au ce căutau la un pocăit. Nu, Domne, eu până nu vin ăla să-și ceară iertare, eu nu, calcă-ți pe orgolii. Pocăiții n-au dreptul să aibă orgolii. Cu orgolile nimeni nu va intra în cer decât în iad, e un drum sigur. Spune Hristos, învățați de la mine pentru că eu sunt cum blând și smerit cu inima. Trebuie să-ți asumi însă și partea ta de vină în acel conflict. Și dacă uneori e numai 10% și dacă e numai 5%, de ce vezi tu pile din ochiul semenului tău și nu vezi bârna din ochiul tău? E tare greu, spunea Joseph Squire, un om al lui Dumnezeu, să-i determin pe oameni să-și asume partea de vină, chiar dacă a lor e cea mai mică. Să renunțe mai apoi la abordare emoțională. Dar tu știi cum am simțit când o zis aia? Dar tu știi cum mă simt eu? Câte vreme, ascultă-mă, o să te axezi numai pe ce simți tu și nu pe ce e de făcut, niciodată nu o să te împaci. O să rămâi tot certat. Și Dumnezeu ne cheamă astăzi, ascultă-mă, lasă simțurile deoparte, că sunt înșelătoare. Nu te mai concentra pe ce simți, ci concentrează-te pe ce avem de făcut. De foarte multe ori stau de vorbă cu familii, cupluri care sunt certate, soț și soție. Tu știi cum am simțit, frate, când mi-au zis aia, dar tu știi cum am simțit eu. Și toată lumea, pe cum s-o simțit ei? Ok, dar nimeni nu se întreabă, ok, ce avem de făcut? Ce putem face? Mai apoi, spre împăcare, învață să asculți ce spune celălalt, nu doar ce spui tu. Iacov 1:19 spune că orice om să fie cum? Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Doamne, ajută-ne la asta! Ajută-ne, Doamne, la asta! În încheiere, ascultă-mă, nu te mai certa pentru că s-ar putea să nu mai e timp să te împaci. Vorba asta nu mi-aparține mie, ci lui Marin Barbu. Chiar e o vorbă înțeleaptă. Și cred în spiritul Scripturii. Nu te mai certa pentru că s-ar putea să nu mai e timp să te împaci. Am trăit asta, știu că e posibil să vă mai fi spus în biserica dumneavoastră. Am fost la multe slujbe în calitate de păstor, de slujitor, invitat. Și au fost slujbe în care, mai ales cele de mormântare, care știți, sunt emoționale, sunt de o încărcătură incredibilă. Săptămâna aceasta am fost la o slujbă de mormântare la un băiețel de 8 ani de zile. L-au dus părinții la un curs de not și a făcut, se pare, un atac de panică, infarct și a murit. Și a fost sfârșitor, credeți-mă. Și oamenii au plâns și a fost ceva dureros, sfârșitor. Abia am reușit să predic. Dar mi-aduc aminte de cea mai cutremurătoare experiență pe care eu am avut-o ca slujitor la o slujbă de mormântare. Cu ani de zile în urmă, la noi undeva în județul Bihor a murit un frate, 60 și ceva de ani, a făcut un infart.
Și când am ajuns la slujba de mormântare, nu știam pe fratele, eu am fost doar invitat să predic. Era din altă parte a județului. Dar mi-aduc aminte și acum că lângă sicriu, unde erau oamenii acolo, cei apropiați, erau cei trei copii acestui frate care a murit. Și printre ei era o tânără, o fată, fata cea mai mică, Mezina. 21 de ani, cred. Și țin minte că vreme de 2 ore cât o ținut slujba de mormântare, nu am întâlnit, vreau să vă spun, nu am întâlnit în viața asta pe nimeni să plângă, ți se rupea inima. Nu puteam, credeți-mă, încercam să predic tare, cumva ca să depășesc hohotele ei și lacrimile și tânguirea ei. Mi-a fost atât de greu să predic, ți se rupea inima văzând-o și m-am gândit cât de mult suferă această tânără la moartea tatălui ei. S-a terminat slujba de mormântare și momentul în care s-a anunțat că îl vom duce pe fratele pe ultimul drum, ea s-a prăbușit și s-a legat acolo în fața, cu mâinile s-a prins de sicriu. Și a zis, nu pleca, mai lăsați-mă puțin cu el. M-am dus, am ridicat-o, am vrut să fac ceea ce orice slujitor trebuie să facă, să fie o mânghiere, să-i îmbărbătesc pe oameni astfel de momente. M-am dus lângă ea și am spus, ascultă-mă numai puțin, ascultă-mă bine. Fii credincioasă, Biblia spune să avem nădejde. Eu am înțeles, nu-l cunosc pe tatăl tău, dar frații mi-au spus că a fost un om extraordinar, că a fost un om pocuit, că a fost un om al lui Dumnezeu. Da, zice, a fost. Dar tu nu înțelegi, domnul pastor, despre ce e vorba aici. Despre ce e vorba? O zis, în urmă cu 3 săptămâni veneam de la biserică acasă și tata mi-a făcut o observație în timp ce eram la masă. Mi-a făcut o observație să nu mai mă îmbrac în halul în care mă îmbrac. Mi-a spus, draga mea, de atâtea ori ți-am zis, îmbracă-te mai decent, măcar când vii la biserică. Eu nu te-am crescut așa. Și în momentul ăla spunea, am avut o izbucnire. Și am zis, și ceva, ia mai lasă-mă tu pe mine în pace. Dar mai lasă-mă tu pe mine în pace, că nu știi tu cum trebuie să mă îmbrac eu, că tu habar n-ai pe ce lume trăiesc eu. Tu nu știi cum e la Cluj, era studentă la Cluj. Tu habar n-ai cum se îmbracă tinerea asta. Lasă-mă în pace, m-am săturat de predicile tale vestimentare. Lasă-mă în pace. M-am certat tare de tot cu tatăl meu. M-am dus în camera mea nervoasă. M-am ridicat de la masă, mi-am făcut bagajul, nervoasă, supărată. O venit tata după mine în cameră și a zis, dragii mea, te rog frumos să mă ierți, îmi pare așa de rău. N-am vrut, dar ascultă-mă, te iubesc și țin la tine și vreau să... Lasă-mă în pace, i-am închis ușa. Pe mine să mă lași în pace. Mi-am făcut repede bagajul, m-am urcat în mașină. Și a zis, a venit tatăl meu, a bătut la geamul mașinii și a zis, dragă mea, nu te du, te rog frumos, nu te du, pentru că vreau să-mi cer iertare. Ascultă-mă, iartă-mă, lasă-mă în pace, a zis, cu mine ai terminat-o. Și am plecat în trombă de acasă. În ziua aceea, tatăl meu m-a sunat de nu știu câte ori, m-a dat mesaj, nu i-am răspuns. M-a sunat a doua zi, m-a sunat a treia zi, m-a sunat timp de o săptămână, nu i-am răspuns. M-a sunat mamei, bă, dar răspunde-i. Nu, nu, că acum îl țin până să-mi învațe el minte. Nu mai îmi ține el mie predici. Și-au trecut 2 săptămâni. Și nu i-am răspuns. Zilnic tatăl meu m-a sunat, dragă mea, măcar un minut vreau să stau de vorbă cu tine, atât, un minut, te rog, iartă-mă, nimic. Și spune când, frate, până alaltă ieri, când am primit un mesaj de la mama în care mi-a zis, dragă, tatăl tău de jumate de oră a trecut la Domnul, a murit. În momentul ăla spuneam, m-am prăbușit, pentru că m-am uitat pe telefon. În ziua în care tatăl meu a murit alaltă ieri, m-a sunat de 3 ori și mi-a dat și vreo 2 mesaje, ultimul din ele, cu o oră înainte să moară. A zis, înțelegeți? Tatăl meu a murit de inimă rea. I-am distrus inima. Am zis că țin la respect să nu mă mai înveți el pe mine. Și a zis, frate, tu înțelegi? O zis, nu știu, dar am venit de la Cluj, zice, nu mai știu cum am venit. De 3 zile stau aici, n-am dormit nimic. Îți distrusă de durere și a zis, nu știu dacă mă crezi, dar mă rog lui Dumnezeu. De 3 zile mă rog într-una lui Dumnezeu, asta e rugăciunea mea, Doamne, dacă vrei, te rog și te implor, ia toți anii din viața mea dacă vrei, 10, 20, 30, nu mă mai interesează să trăiesc nici măcar o zi, dar te rog un singur lucru, mai dă-mi un minut să pot să stau de vorbă cu tatăl meu. Un minut, toți anii vieții mele, dacă trebuie, 20, 30, 40, vreau să ți-i dau, ia-i de la mine, numai dă-mi un singur minut. Și dacă măcar nu în față, măcar să pot să-l mai sun pe tata și să spun, tată, îmi pare rău, te rog frumos să mă ierți, știi bine că și eu te iubesc, dar știu că este prea târziu, prea târziu.
Există conflicte pentru care va fi prea târziu. Nu te mai certa, pentru că s-ar putea să nu mai ai timp să te împaci. S-ar putea ca unii dintre dumneavoastră să fiți aici, poate prieteni, poate nu sunteți certat cu o persoană, dar și ce spune Biblia? Că păcatul ne duce în vrăjmășie cu Dumnezeu și suntem certați cu Dumnezeu. Hristos a venit să împace lumea în El cu sine. Hristos a venit aici să te împace cu El. Ascultă-mă, n-ai voie să pleci de aici cu mânia lui Dumnezeu asupra vieții tale. E timpul împăcării, e timpul reconcilierii. Aș vrea să ridicăm în picioare. Și vreau să ne rugăm Domnului în seara asta. Aș vrea să ne rugăm Domnului în seara asta. Aș vrea să te rogi Domnului acolo unde ești să spui, Doamne, mă decid în seara asta să mă împac cu Tine. Doamne, mă decid în seara asta, aleg să iert. Și Doamne Dumnezeule, primul lucru pe care îl voi face când plec de aici, Doamne, voi pune mâna pe telefon și îl voi suna. Doamne Dumnezeule, pentru că nu vreau să apună soarele Tău peste ziua aceasta și să nu mai am ocazia, Doamne, aleg să iert. Aleg, Doamne, să fiu un om al reconcilierii. Doamne Dumnezeule, ascultă-mă, dacă fratele ăla, dacă sora e aici, în biserică, să nu pleci din curtea bisericii până când nu te duci la el și spui, știi ceva, vino aici, Domnul să te binecuvânteze. Noi astăzi trebuie să ne împăcăm, pentru că diavolul nu are voie să câștige și pentru că poate e prea târziu mâine să mai ai harul ăsta. Vreau să ne rugăm, Domnul, în direcția asta. Mă rog ca Dumnezeu să rupă lanțuri de conflicte, Dumnezeu să rupă tensiuni, Dumnezeu să aducă pace, Duhul Domnului să se coboare aici între noi, Duhul lui Dumnezeu să se coboare peste tine, peste inima ta, peste mintea ta, orice răstar de amărăciune, orice durere, orice rând care ți-au fost provocate, ascultă-mă ce spun, e unul care se poate atinge de inima ta, e unul care se poate atinge de sufletul tău, acesta este Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. Aș vrea să te rogi împreună cu mine, rugăciunea are putere, dragii mei. În momentele acestea, în urma unei rugăciuni sincere, Dumnezeu poate să-i libereze, Dumnezeu poate să schimbe, Dumnezeu poate să schimbe traiectoria. Haideți să ne rugăm Domnului în seara aceasta, Biserică Betel, sunt înaintea lui Dumnezeu, Domnul e aici, Duhul Domnului este aici. Iisus Hristos, dragii mei, spune că El a venit, a spus, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc Evanghelia, să vestesc anul de îndurare a lui Dumnezeu. Dumnezeu își manifestă îndurarea în Betel aici, Dumnezeu își manifestă dragul lui în locul acesta. Dumnezeu spune, eu te-am iertat, trebuie să ieși la rândul tău. Stinge orice conflict, pentru că ascultă-mă ce spun, câtă vreme ești într-un conflict, Dumnezeu nu poate să lucreze. Postești degeaba, te rogi degeaba, vii la biserică uneori degeaba, dacă nu ierți și dacă nu reconciliezi situația aceea. Haideți să ne rugăm Domnului în seara aceasta, pentru că vrem într-o bună zi să fim în cer. Dragii mei, vreau să vă spun ceva, nu o să putem să stăm împreună în cer, dacă nu putem sta împreună pe pământ. Și pentru asta vreau să ne rugăm Domnului. Eu vreau cerul. Și dacă vreau să fiu în cer cu tine, vreau să fiu cu tine și pe pământ. Haideți să ne rugăm Domnului.